Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă emisiune Plus de Sănătate. Avem invitat în platou astăzi un nume drag nouă tuturor, pe domnul profesor Costin Costel Mungiu, reputat farmacolog și nu numai, pentru că domnul profesor o să ne spună dumnealui, de la origini până în prezent, care a fost evoluția domniei sale. Bine ați venit în platoul nostru, domnule profesor! Bine v-am găsit! Și vă mulțumesc de invitație, pentru că e o invitație generoasă, adică să spun ce am făcut de când am apărut până acum, înseamnă să mă derulez în fața publicului pe întinderea unor 8 decenii. Vă dați seama, e prea mult. Domnule, dar am să profesor, încep să prezint o biografie mai strânsă. Când țineam niște conferințe... Și toate acestea, pentru că tema emisiunii noastre este de la durere la plăcere. Așa, da. Și cred că o să intrăm în ritm, dar am să spun un lucru. Spuneam în conferințe cam așa. Domnilor, eu am un CV care este pus pe Facebook, pe internet, are doar 76 de pagini. Drept care pentru dumneavoastră am să vă spun pe scurt, și anume că în 1941, timp de 18 ore, mama mea s-a chinuit în dureri groaznice să mă nască și n-a reușit, și atunci profesorul de atunci, profesorul Aburel, i-a spus: mamă, ești tânăr, ai să trăiești, ai să mai faci copii, cu ăsta nu-i nicio șansă, o să-l scoatem, mă rog, întreg sau neîntreg, cu forcepsul. Forcepsul, dacă mai ține minte cineva, era ca un fel de clește care se punea pe capul copilului și era tras afară. Eram prea căpos, nu voiam să ies în lumea asta, știam eu ce mă așteaptă. Și au făcut acest lucru și când m-au scos, nu erau convins că trebuie să fiu scos dintr-o bucată, problema era salvarea vieții mamei. Mama spune că atunci când m-am scos, eram total violet, vânăt. Și profesorul i-a spus internei lui de atunci, doctorița Diaconescu de mai târziu, conferențiară, i-a zis: pune-l în chiuvetă și dă drumul la apă pe el. Și m-au pus în chiuvetă și au dat drumul la apă pe mine și am țipat și am ajuns profesor universitar. Asta e CV-ul scurt. Eu zic să folosiți și varianta. Atâta, eu zic să folosiți și varianta un pic mai prelungită. Trecem mai departe. Deci pentru că avem tema durere. Da. Deci este clar că profesorul. Deci m-am născut în dureri. În durerile mamei pe care am chinuit-o, așa. Mai departe, fiind născut în Iași, am avut partea de școlarizare precoce tot aici. Am ajuns la școală foarte devreme, pe vremea aia se dădeau copiii la 7-8 ani la școală. Eu am ajuns la școală înainte de a împlini 6 ani. Lucrurile s-au întâmplat oarecum neașteptat, pentru că am venit într-o zi acasă și am spus mamei: începuseră grădinițele. Eu nu mă mai duc la grădiniță, pentru că una îți spune acolo și alta îți fac afară. Dar ce ai făcut? A zis mama. Păi mi-au spus înăuntru că cel mai frumos lucru pe care îl poate face un copil este să culeagă flori și să le dăruiască mamei lui. Și, păi, ți-am cules flori și m-au bătut. Adică n-au precizat ce trebuia făcut și eu, după lecție, am ieșit afară, am găsit stratul de la lele a grădiniții și l-am cules, că așa m-a învățat educatoarea. Drept care am primit câteva palme și am fost trimis acasă. Mama l-a așteptat pe tata și i-a zis: uite ce ispravă a făcut feciorul tu. Taică mi-a izbucnit și a zis: păi, dar nu el de vină, că în fond așa l-au învățat. Proaste alea. Wow. Și duc copilul la școală, că-i băie deștept. Și mă luat mama și eu aripă și m-a dus la școala Spiru Haret, acolo lângă spitalul de contagioasă. Aia e școala mea. Fusese și Spiru Haret elev acolo, mai pe acolo, pe aproape. Și de acolo a ajuns, soția directorului era cu genunchi într-un strat, semăna ceva și a zis: ce-i femeie? Am adus copilul ăsta la școală. Păi, ce vezi, la capul stratului este un caiet, trece-l în caiet,
Și la 1 septembrie zic cu el la școală. Și o trecut mama acolo, nu m-a întrebat nimeni nimic. M-am dus la școală de 1 septembrie și am început, eram cu tăbliță, nu erau caiete, nimic, aveai tăbliță și cu un creion de plumb, pe tăbliță de ardezi, trăgeai cerculețe și... Linioarele. Dungi și nu știu ce. Și pe vreo două săptămâni am venit eu acasă și i-am spus, mami, știi, mamă, a zis că prea mic stau acasă să mă joc. Mințeam foarte prost. Totdeauna am mințit foarte prost. Am fost prins repede. Și de-aia am preferat să spun adevărul, pentru că știam că mă prinde. Maică mea s-a prins, mi-a dat vreo câteva și a zis, marș la școală. Bă, n-am mai lipsit până am terminat liceul, decât când am fost bolnav. În rest am fost la școală. Dar, într-adevăr, am împlinit 6 ani la o lună jumate după începerea școlii. Când eu m-am dus la școală, pe abecedarul meu era regele Mihai. Ca să vedeți ce tânăr sunt. Moșule, ce tânăr ești, nu așa se spune. Așa. Și de, după Crăciun, deci pe 30 decembrie, Mihai a abdicat și după aia am intrat în fericita Republică Populară Română, care a durat până când a transformat-o Ceaușescu în Republica Socialistă România. Am urmat studiile liceale, asta n-au legătură cu durerea, pentru că nu era decât durerea de la matematică. Eram într-o clasă a profesorului Colibaba, unde toți erau buni la matematică, rezolvau probleme, propuneau probleme. Eu eram cel mai bun la istorie și la biologie. Și țipa profesorul la mine, ce cauți în clasa mea, ce cauți în clasa mea, eu fac inginer. Nu era o clasă specializată, eram toți la grămadă. Mă rog, a trecut și asta, am reușit să iau bacalaureatul, am fost prima promoție la care s-a instaurat bacalaureatul și ultima promoție la care am făcut liceul de 10 ani. Și ia socotiți, m-am dus la școală înainte de 6 ani, am făcut 10 ani. Ați mai pierdut 2 ani cu liceul. Am făcut 10 ani, am dat admiterea și deci eram 11, și eram 11 pe un loc, am intrat. Și te rog să mă crezi că am împlinit 16 ani. Am împlinit 16 ani la o lună și jumătate de la terminarea facultății. Înainte de 22 de ani aveam diploma de medic în buzunar, la 25 de ani eram în învățământul... Păi, dar nu-i corect, că a strișat. La 25 de ani eram în învățământul superior, 30 de ani am împlinit în Statele Unite ale Americii, la specializare. Dar am făcut și prostii. La 20 de ani m-am însurat. Păi da, ați fost precoce din totdeauna. Așa că am fost precoce peste tot. În Statele Unite am lucrat la primul institut de cancer din lume. Înainte de a pleca în Statele Unite, îmi luasem la 29 de ani diploma de doctor în științe. Pe vremea aia doctorat îți lua la 50 de ani. Eram cel mai tânăr doctor în științe din țară atunci. Și am plecat în Statele Unite, foarte mândru, foarte mândru. Eram ca un cocoș de la care stă pe marginea cotețului și se uită la găini, așa, mă, proastelor. Și când am ajuns în America, am văzut că eu stăteam pe gărduțul ăla de la coteț, dar eram la baza muntelui. Atunci mi-am dat seama ce deosebire enormă era între noi și ei în 1971-72. A trebuit să muncesc enorm ca să mă acomodez la ei. Sigur. Să mă acomodez nu cu tehnicile, care le stăpâneam. Am fost intern de biochimie și deci nu aveam probleme cu laboratorul, cu cercetarea. Problemele erau că îi ajunseseră la nivel de izotop radioactiv, noi nici nu visam și atunci aia a trebuit să mi-o pun la punct, dar am reușit să îi ajung de așa manieră încât la sfârșit mi-au propus să rămân. Și slava cerului că v-ați întors. Toată lumea m-a întrebat ani de zile după aia, mă, prostule, de ce te-ai întors? Aici un rol important a avut și soția mea personală, pentru că i-au dat voie să mă viziteze și când a ajuns acolo, cei de acolo deja fusesem acceptat de un grup de români care trăiau acolo. Eu fiind creștin ortodox, ei erau evrei, dar nu se cunoștea cu nimic pentru că aveau un sentiment patriotic, pare aiurea, dar eu n-am văzut români mai români decât ăia.
Ce frumos vorbeau de liceul lor, erau unii din Iași, făcuseră la Oltea Doamna, unde și-a adus soțul până la Oltea, era liceul Oltea Doamna, unde a terminat. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Erau așa, mi-arătau că au țuica pusă lângă whisky. Eu mă distram, dar ei aveau acest sentiment al paradisului pierdut, pentru că, ca să fiu sincer, nici nu se acomodaseră total, nici nu fuseseră absorbiți total de americani. Și atunci făcuseră propriul lor grup, care ieșea până la urmă de români, ca să zic așa. Rezultatul a fost că n-am rămas, pentru că soția mea m-a convins că dacă luăm copii, îi nenorocim părinții, că locuiam împreună cu socri. Și a zis, că atunci se întrerupea problema, nu că corespondai, călătoreai, nu. Ba puteau să aibă și necazuri din cauza asta. Și m-am întors și cu ideea, pe de altă parte, că trebuie soluția să nu este să fugă toți românii. Soluția să stea români aici, să schimbe ceva. Și, într-adevăr, am venit și timp de 20 de ani aproape nu se schimbase nimic. Dar n-am stat de pomană, am lucrat, am făcut niște laboratoare. Primul laborator s-a desființat, nu m-am lăsat. Am făcut al doilea laborator, care iată a trăit 30 de ani. Și ca după aia s-a transformat într-un mod glorios în ceea ce este astăzi Centrul de Medicină Experimentală. Deci iată am pus lucrurile la bază. Sigur. După 90, deci am predat farmacologie continuu din 72 de când m-am întors și până în 90. Cum? Păi noi acolo v-am găsit. Da. Și așa cum ați spus unii dintre voi, eram un alt fel de profesor. Și toată lumea își dorea să reușească să facă farmacologie profesorul Mungiu. Da. Pentru că era mai ușor. Și pentru că era altfel. Era altfel. De ce vă spun? Am învățat în America mult, nu numai în cercetare. Așa este. Am învățat de la cei care predau, pentru că au avut dreptul să-i ascult. Și am văzut că sistemul de la noi, care era un sistem de ăsta vechit, cu predare ex catedra și un depărtare de student. Studentul trebuie să stea cu capul plecat să noteze pe principiu, băi, tu când vorbești cu mine să taci, că eu îți vorbesc frumos, Dumnezeu, mă tici când am terminat, eu ai terminat și tu. Da? Cam așa era. Ei, când au întâlnit studenții pe cineva care le-a permis să-l tutuiască, să pună, am să spuneți orice fel de întrebări în timpul cursului, că nu mă supăr. Opriți-mă dacă nu înțelegeți. Și atunci tot lucrul ăsta a făcut ca mulți dintre studenți să vadă în mine un alt fel de profesor și să învețe de plăcere. Nu că eu n-am fost profesor care să pun 10 pe linie. Știi toată lumea că am fost chiar sever fost la pediatrie. Am fost la pediatrie, am fost mai sever pentru că am pățit eu o situație în care eram să-mi pierd copilul din cauza faptului că n-am știut niște efecte secundare la unele medicamente. Și medicii pediatri aduși n-au știut nici ei. Și mi-au spus că moare copilul de miocardită. Și refuzam să cred că un copil care era așa vioi deodată are... Și am zis că o greșesc eu ceva. Și m-am dus în bibliotecă și am citit. Și am văzut că, de fapt, banalul rinofug, pe care îl știți toți, acest rinofug, pus în exces în nas, determină rărirea bătăilor cordului și poate duce până la moarte. Văzând chestia asta, că dacă oprește administrarea și dai un excitant al sistemului nervos central, lucrurile se rezolvă, am fugit din biblioteca acasă, nu fusesem de dimineață, iar toți erau îngrijorați, soacră mea a ieșit în calea mea, și eu am strigat, fă repede o cafea. Și mi-a zis, copilul moare și tu te gândești la cafea? E pentru copil. Și am spus, e pentru Alina. Era vorba de Alina Mungiu, cine știe despre ea ceva. Și i-am dat cafeaua și a doua zi, miocardita mea gravă, se juca. Și am zis, dacă ajung vreodată profesor la pediatrie, apoi ăștia trebuie să știe nu numai efectele principale ale medicamentelor, să învețe și efectele secundare, și efectele adverse. Sigur. Pentru că iată că lucrul ăsta este de învățat și pentru toți colegii mei și pentru toți cei care ne ascultă. I-am spus ani de zile studenților mei un lucru în care cred.
Dacă un medicament, vi se spune că un medicament nu are niciun efect advers, să știți că nu are niciun fel de efect. Și așa este. Și apa dată în exces nu face bine. Făceam când eram student o experiență idiotă la fiziopatologie, nu știu că îi veniți în cap, să băgăm apă într-un iepuri până când murea iepurile. Era să mărea volumul sanguin, voia să ne arate. Mare demonstrație, mare. Dar într-un fel învățai că și apa în exces face rău. De-aia eu am rămas la vin. Așa, vorba vine. Mergând mai departe, vreau să vă spun că pe 1990, cred, a venit la mine un coleg, fost coleg de grupă, care era anestezist în București și care a zis, uite, am înființat o asociație de studiu a durerii. Dar eu sunt clinician și nu mă pricep. Mi-ar trebui cineva care să mă ajute cu partea de cercetare. Și așa m-a admis să fiu vicepreședinte la această asociație, la care mai târziu am ajuns și președinte. Nou înființată. Cum? Nou înființată. Am înființat-o colegul meu pe aia. Iar eu, după aia, am fost în această situație până prin 2001-2002, am fost chiar președinte și consilier european și din 2002 am înființat Asociația de Algeziologie din România, ca președinte fondator și sunt și astăzi președinte fondator la așa ceva. Concomitent am mai făcut câteva lucruri în legătură cu acest câmp al durerii. Am introdus studiul durerii în universități ca obiect sub denumirea de algeziologie. Asta este algeziologia pe care am introdus-o ca un curs facultativ și care a devenit și curs opțional. De la noi au luat-o și alte universități, adică au luat-o și Universitatea din Bacău și Universitatea Cuza la Facultatea de Științe ale Sănătății și Sportului, se predă și la Apolonia. Ce n-am reușit? N-am reușit să o introduc ca obiect de studiu în întreaga Românie. Pentru faptul că există, pe de o parte nu există cadre pregătite, deși am făcut un curs cu ei, pe de altă parte se știe că în învățământ este o mare bătălie pentru ore. Și atunci nimeni nu vrea să dea jumătate de oră, o oră de la el pentru asta. Dar eu sper că mai devreme sau mai târziu, luând exemplu țărilor dezvoltate, unde se predă ca material de curs atât la medici, cât și la farmaciști, cât și la asistente, cu timpul, sigur că așa cum suntem obișnuiți, o să fie și la noi. Dar totdeauna există o perioadă de inerție. Un alt lucru pe care l-am făcut a fost să înființez un centru de studiu și terapie a durerii. Profitând de faptul că am fost pentru un timp președintele comisiei care se ocupa de cercetarea medicală în minister, am putut să realizez proiecte de pe urma cărora am adus la Iași mai întâi vreo 200 de mii de dolari cu care am putut finanța începutul în acest laborator. Cu timpul am adus primul milion de euro, deci am început cu dolari, dar prima am continuat, am adus primul milion de euro, încât am dotat la nivel european laboratoarele. Aici m-am ciocnit de o problemă, pentru că nu puteam să umblu la salarii. Nu puteam să dau decât pe aparatură banii. Oamenii valoroși de lângă mine au început să plece în vest. Eu lucru Sigur. Întâlnit peste tot. Au început să plece. Și se unii întâmplă lucrul ăsta și în străinătate? Cum? Se întâmplă lucrul ăsta și în străinătate? Sau oamenii cu adevărat valoroși sunt păstrați? Aici vreau să fiu cinstit până la capăt, pentru că eu nu sunt iubitor de lozinci. Sigur. Omul tinde totdeauna să se ducă la mai bine. Aici am avut o situație pe care, sigur că pe moment n-am înghițit-o, când, după ce am avut aparatura, unul dintre oamenii pe care îi trimisesem și și-a făcut doctoratul în Germania, l-am făcut din preparator șef de lucrări într-un an jumătate, la excepțional, și totuși după câteva cursuri a venit și mi-a spus că să-i dau voie să plece în Statele Unite. Întâi m-am opus, pe urmă
l-am întrebat, dar de ce, omule, că uite că ți-am adus aparate și... Da, mi-a zis cam așa, aparate. Cam așa și m-a durut. Domnule profesor, știți, eu vă respect foarte mult, dar eu nu vreau să fiu ca dumneavoastră, să pot să-mi scot numai o dată pe lună soția la un restaurant. Eu vreau să-mi scot soția în fiecare zi. Mi s-a părut foarte măruntă chestia asta, cel puțin la modul în care judecam eu. Aparent. El s-a dus, este în Statele Unite, poate își scoate soția în fiecare zi, dar eu n-am văzut lucrurile așa legate de profesie. Le-am văzut altfel și mi se părea că am făcut un lucru foarte mare aducând milionul ăla pentru aparatură. Lucrurile au continuat, au rămas alții, cei care au rămas au lucrat, sunt acum în locul meu, conduc un laborator în care ultima oară s-a băgat 10 milioane de euro și au proiecte deja, proiecte transfrontaliere, proiecte internaționale și am satisfacția că am făcut 25 de doctori din care peste jumătate și-au luat tezele în terapia durerii, în lucruri legate de durere. Am ținut cursuri și conferințe în toată țara pentru colegii medici ca să știe cum să abordeze pacientul cu durere, dar să termin cu laudele, că mi-este rușine deja, vreau să spun că în România există încă foarte multă durere, insuficient sau prost tratată. Asta mi-ați luat întrebarea din gură. Pentru că urma să vă întreb, este durere, dar cât de multă durere există oriunde în lume și în România? Pentru că învățăm, facem pași cu toții, indiferent de diversele specialități. Inclusiv în rețeaua primară, învățăm cu toții să tratăm durerea. Venim inclusiv la cursurile profesorului Mungiu, mereu cu mare drag. Câtă libertate avem noi, ca profesioniști, să tratăm durerea? Sau avem bariere, avem restricții? Ați lucrat cu toții știm că ați luptat, ați tras cu dinții și ați luptat să faceți acea lege a stupefiantelor, de prescriere a stupefiantelor. Sigur, sunteți o somitate, sunteți un nume mare, da? Câtă libertate avem noi, toți ceilalți medici? Pentru că eu, personal, am lucrat. Am lucrat cu pacienți și am tratat pacienți. De la prima treaptă până la ultima. Am lucrat inclusiv cu morfină. Am învățat. Sunt puțini colegii noștri cărora nu le este frică de morfină. Persistă încă miturile, inclusiv în rândul nostru, al colegilor medici și se nefiresc. Da, am scris de multe ori, am spus și la radio și la televiziune, am spus și în conferințele internaționale pe care le-am ținut când am fost invitat pentru cursuri de vară europene, atât în Portugalia, cât și în Grecia și peste tot. Una din frazele la care am găsit, ca să spun așa, susținere și în alte țări, deci nu numai în România, este că și în alte țări, dar și la noi, doctorii se tem să prescrie, farmaciștii se tem să dețină și pacienții se tem să accepte stupefiantele puternice. Sau să-l accepte pe diversele căi de administrare. Pentru că există la noi încă înrădăcinată ideea, băi, dacă a ajuns la morfină, să apașe lopata. Cam așa există ca idee. Am luptat împotriva acestui lucru. Am, cred că, 12 sau 14 cărți de durere. Ultima în 4 ediții este cea pe care ți-am oferit-o înainte de emisiune și a apărut, iată, acum 2 ani, ediția 4-a, unde subliniez că trebuie făcut cu mult curaj un tratament acestor bolnavi, pentru că există problema dependenței. Dar în timp ce în America s-a trecut de partea aia altă și medicii au prescris în neștire oxicodonul ăla, încât s-a ajuns să moară mai mulți decât în accidente de circulație, acolo da, la noi suntem exact la capătul celălalt al ieșichierului, adică medicii încă se tem. Și mai este încă o problemă la noi,
Când am făcut legea asta, americanii, că am făcut-o cu consilieri americani, francezi și spanioli, americanii ne-au spus, eu sunt unul dintre inițiatorii legii ăsta și eram cu ei, ne-au spus următorul lucru, e o lege foarte bună, ar trebui să ia țările din jur model de la voi. Dar în schimb la noi a apărut altceva care ține de meschinăria asta materială. Noi am scris în lege orice medic poate prescrie stupefiante. Care are drept de liberă practică. Nu, că așa este. Noi am avut ca medici și am avut la circumscripție când am terminat. Sigur. Aveam morfină, puteam prescrie. Acum, cum sunt făcute lucrurile, a apărut cineva și a pus o steluță acolo. Și scrie și orice meu, și mod medic poate prescrie și steluța scrie după ce aprobă un specialist oncolog. Păi stai puțin, mi-ai tăiat tot. Pentru că de unde să vină ăla de la marginea județului să-i aprobe întâi un specialist oncolog? Și dacă nu am boală oncologică, nu prescriu morfina? Păi da, am salvat atâția oameni de la infarctul miocardic pentru că am făcut morfină la timp. Sigur. Și n-a intrat în fibrilație ventriculară. Păi ce să caute oncologul? Nu? Ce treabă are oncologul? Iată că suntem pe aceeași lungime de undă, dar cine ar trebui să audă, nu aude. Ei, deci noi am potrivit legile, pur și simplu ne ciocnim încă de această, ca să spun așa, atitudine retardată a unora care, din păcate, au uneori și putere de decizie, plus ideea ca, știu, casa să nu dea bani să suporte tratamentele antialgice la toate diagnosticile. Oricum, ceea ce ai subliniat aici, aș vrea eu să completez prin altceva. Pentru că plecați de la ideea că încă există multă durere. Multă, chiar este multă și subdiagnosticată chiar. Și insuficient tratat sau greșit tratat. Da. De ce? Foarte simplu, reamintesc. Durerea e de două feluri. Durere nociceptivă și non-nociceptivă. De ce înseamnă durere nociceptivă? E durerea care influențează niște receptori pentru durere, care se numesc nociceptori. Și acolo unde avem acești receptori pentru durere, putem avea durere somatică, deci în oase, mușchi, articulații, sau durere viscerală. Durerea în plămână, în ficat, în așa. Deci asta este durerea care răspunde la morfină și dacă medicul, când a intrat în cabinet un bolnav, se uită la el și spune are durere nociceptivă sau nu. Dacă își dă seama că are durere de tipul acesta... De treapta 9-10, da, nu mai aștept. Dar ce înseamnă durere non-nociceptivă, ca să termin expozeul? Durerea non-nociceptivă este cea care nu acționează prin intermediul receptor de durere, ci pur și simplu acționează pe fibrele nervoase, pe nervi sau pe formațiuni nervoase din măduvă. Aia este o durere parșivă, o durere foarte rea. Ea se numește durere neuropată. Și asta nu răspunde. Oricâtă morfină ei face, nu răspunde. 50%, să ne înțelegem, 50% din durerile neuropate nu răspund la analgezicile pe care le avem, ci doar se încearcă metode, se încearcă combinații și se încearcă mai mult paliație, ca să spunem, să-i mai calmez, să-i mai aling din durere, nu neapărat să o vindec. Și mai este un tip de durere aici, care e tot non-nociceptivă și care se numește durere psihogenă. Vreau să-mi vine o pacientă și îmi spune... Deja mi-ați suflat iarăși întrebarea. Domnul doctor, mă doare. Ce te doare, doamnă? Unde? Toate. Păi mă doare și aici, și aici, și aici, și aici. O trimis să-și facă analizele și vine normal. Păi stai puțin, ce e aici? Vrea să iasă la pensie mai devreme, simulează, te gândești la toate când ești medic. Încearcă să te tragă pe sfoară unii. Și totuși trebuie să-ți pui o problemă. Și când îți pui această problemă, rogi un coleg psihiatru să vadă pacienta. Și vezi că se întoarce de acolo cu diagnosticul de depresie. Există unele forme de depresie care se manifestă prin durere. Și pe astea, oricât le-ai trata cu antinevralgice, cu antiinflamatorii nesteroidale, cu opioide chiar, nu-ți răspund. Ele răspund la tratamentul cu antidepresive. De aceea ai perfectă dreptate când ai spus că sunt subdiagnosticate sau diagnosticate greșit. De aceea trebuie să găsim această soluție. Dar, cu toate astea, ajung din nou la acele dureri
neuropate care nu le poate deocamdată vindeca prin medicamente. Sunt o serie de metode chirurgicale, invazive, cu care se pătrunde, se distrug anumiți nuclei. Mă vorbesc de pildă de nevralgia de trigemen, care este o boală cumplită, uneori ia forme care fac pacientul să încerce să se sinucidă. Deci sunt lucruri dintre astea. Dar hai să vedem ce putem face aici unde pacienții noștri răspund. Și de asta... Și în procentul cel mai mare în care pacienții noștri au boli pe care, în principiu, le putem trata. Pentru că, da, sigur, avem treptele de durere, mă pot duce până la morfina, dar la fel de bine avem asociațiile, așa cum ne-ați învățat dumneavoastră, cu acele analgezice. Și da, antidepresivele folosite în dozele corespunzătoare, da, sunt de mare ajutor în controlul durerii, pentru că și această durere este o durere multimodală. Este de foarte multe ori și o durere care are mai multe componente, trebuie văzută în totalitatea ei. În momentul în care vine un pacient și chiar îți spune că îl doare sufletul, atunci stai și te întrebi, pentru că ați anticipat și mi-ați luat întrebarea, ce facem atunci? Omul ăla vine la tine cu speranță și trebuie rezolvat. Da, abordarea este totală, nu este cea pur farmacologică cu medicamentele. Și aici aș vrea să vă întreb, există și metode non-farmacologice complementare medicației noastre? Evident că există... Și de ce sunt ele folositoare? Vreau să spun că te-am urmărit cu mare atenție și îți dau dreptate, pentru că de multe ori, de foarte multe ori, în această lungă carieră a mea, am fost întrebat cam așa: domn profesor, vă tot ocupați de durerea fizică, dar de durerea psihică, de durerea sufletului, cine se ocupă? Că este și asta o durere. Și într-adevăr, cercetări relativ noi au arătat că există chiar căi comune pe care durerea aceasta psihică le împrumută, la fel ca durerea fizică. Și de aici și ideea uneori, dacă unele medicamente care le folosim în durerea fizică, mai devreme sau mai târziu, n-ar putea să fie folosite, cum vorbim noi, ca și coanalgezice, așa, sau ca paraanalgezice, să intervină aici. Dar mai e ceva. Discutam cu un șef de clinică din Belgia și discutam despre aspectul acesta legat de durerile psihogene sau de tulburările psihice care însoțesc durerea cronică. Pentru că acolo lucrurile sunt așa. Uneori durerea poate nu este atât de mare, dar pacientul suferă de durerea sa. El compătimește cu suferința lui. Da. Suferința lui se amplifică de nu știu câte ori. De ce morfina este bună? Pentru că morfina nu întotdeauna scade durerea fizică, ci pur și simplu modifică percepția pacientului față de durerea lui și îl împinge spre o stare care să-l facă să-și înțeleagă, să se înțeleagă cu durerea lui, ca să spun așa, și să trăiască așa. De aceea eu am subliniat de multe ori, pentru că lumea, când aude morfină, aude imediat de dependență. Ei, un bolnav, dependență care se produce în creier, pentru că pe acolo lucrează morfina. Un bolnav cu durere adevărată nu dorește plăcerea pe care o dă morfina. Pentru că, să ne înțelegem, dată unui subiect sănătos și fără durere. Și fără durere, morfina îi dă o senzație de orgasm extraordinar. Că asta e povestea, heroina mai ales, care e derivată de acetilmorfină. Asta caută ei. Este o senzație de orgasm formidabilă pe care o întâlnești fără să ai nevoie de partener. De aceea morfinomanii sunt, ca să spunem așa, aproape de zero din punct de vedere ca partener sexual. Nu interesează. Ei prin injecție ajung la această plăcere. Numai că aici se întâmplă un lucru. Apare fenomenul de toleranță. Plăcerea devine din ce în ce mai mică la aceeași doză. Și atunci simt nevoia să mărească doza până când mor de supradoză. Asta este.
Ei, la pacientul cu dureri, problema nu e asta, el nu caută orgasmul. El vrea să nu-l doară. Și aici e talentul medicului să-i prescrie atâta doză și atâta timp cât îl aduce la nivelul la care el să fie bucuros că nu-l doare, să nu caute altceva. Și să oprească tratamentul în momentul în care știe că pacientul nu-l mai doare, nu-i mai dă, pentru ca să nu-l facă dependent. Sau în America există acea cantitate. În America se semnează contract între pacient și medic, ca să-și ia angajamentul pacientul că nu trișează și că rămâne în sistemul în care își ia numai doza care îndepărtează durerea. Sigur că, așa cum am spus mai înainte, există situații în care durerile acestea sunt chinuitoare, chiar dacă nu în cel mai mare haz, în cel mai mare hal, ca să zic așa. Eu fac parte din categoria pensionarilor, nu? Care are de ani de zile durerile astea cronice de spate. Pot să spun că dacă mă gândesc la câte durere cronică există în România, există milioane. Sigur. Și am zis odată într-o manifestare. Sigur, sigur. Dacă eu, care nu fac politică, aș aduna într-un partid pe toți cei pe care îi doare ceva și aș face partidul, da, așa, aș mătura tot parlamentul cu câți oameni m-ar vota. Da, sigur că mai glumim din când în când că așa e de la durere la plăcere, dar vreau să spun că această durere cronică, eu am încercat la un moment dat să inovez ceva. Găsisem că în bere există agmatin, o substanță care combate durerea, numai că într-o doză foarte mică. Și mi-a venit ideea să concentrați berea. Să fac o bere, nu să concentrez berea, să pun agmatin în bere. Wow. Așa, să pun agmatin în bere până la nivelul la care s-ar face un nivel de analgezie și să intitulez această bere berea pensionarilor. Exact așa. M-am dus, eram în grațiile pensionarilor pe atunci, m-am dus la conducerea lor de acolo și am expus această idee. Au îmbrățișat-o instant. Uitați-vă. Au fost de acord vreo 2 sau 3 și au venit la mine imediat după aia. Doctore, câți bani ai nevoie și când iese berea pe piață? Păi am zis, stați puțin, eu trebuie să fac niște studii clinice controlate. Atunci nu mai vrem. A, doctore, mai vrem banoază, am plec o chestie de asta, că durează luni, un an, păi nu mai... Și pensionarii au rămas fără bere și eu fără inovații și și-au păstrat banii pentru că se bea berea obișnuită, mai ales pe căldurile astea. Dar am profitat de altceva. Am rugat să mă ajute, să mă sprijine, să țin manifestarea aia zilele medicamentului pe care ani de zile am ținut-o. Și am alergat de fiecare dată după bani, trebuie sponsori, aduc oaspeți în străinătate, nimeni nu mă finanțează oficial. Și atunci trebuie să... Și am ajuns la directorul fabricii de bere. Era un domn Maftei, cred că îl chema, și poate ne vede și își aduce aminte. Și l-am rugat, domnul, da, ține și zice, ce bine, doctor, uite, îți dau două butoaie de bere, cât ajung pentru asta. Dar mie ce mi-a? Asta e problema. Stați eu și m-am gândit, ce să-i promit, mă, eu cu durerea. Zic, stați așa, domnule, hai să facem un simpozion pe lângă congresul meu, berea și sănătatea. Da? Sunteți de acord? Da, domnule, sigur, sunt de acord. Zic, da, mai am o rugăminte, da, puteți face un banner? Da, sigur. Și ce scrim pe banner? Păi uitați-vă, scris pe banner așa, de la durere la plăcere, via bere. Și acest banner a atârnat la Palatul Culturii, că acolo s-a desfășurat, deasupra selei, unde am avut acest workshop care a fost foarte reușit. Sigur. Pentru că le-am vorbit de sănătate și le-am spus, printre altele, și de influența berei. Și despre beneficiile. Pe anumite zone de sănătate. Au fost încântați, m-au chemat la televiziune să vorbesc despre sănătate și bere. Am ajuns într-o dimineață la televiziune împreună cu secretarul Asociației Berarilor din România. El a luat cu el o ladă de bere pentru cei de acolo, pentru cel care ne invitase. Am intrat în platou
Și bineînțeles că am primit de la el, era un foarte cunoscut pe vremea aia, Crainic, care ținea emisiunile de dimineață, foarte plăcut de toată lumea, m-a întrebat, am început eu să turi și explic cum e cu berea, cu sănătatea, cum așa, ce avantaje are berea pe toate plajele acestea care țin de patologie, dar vedeam că interlocutorul meu nu mă ascultă. Și tot uite, a speriat în partea întunecată a lucrurilor, pentru că în momentul în care s-a terminat emisiunea și a apărut, mă rog, altceva în cadru, se întoarcă și zic, nenorociților, mi-ați furat toată berea. Că într-adevăr, cât eu discutam cu el despre avantajele berii, ei o verificau. Și au verificat-o că l-au lăsat fără bere. Deci, de la durere la plăcere, deci, via berea, ați înțeles de ce am ajuns cu emisiunea pe aici. Nu-i mai puțin adevărat, însă, că lucrarea aia cu Agmatina este publicată în revista Berarilor. Deci, mai devreme sau mai târziu, poate cineva o să se îndure de pensionari și o să le facă o bere. Chiar așa ziceam, o bere de aia seara îți îndătură durerile de spinare. Da. Am putea să ne întoarcem la aspecte ceva mai serioase care țin de faptul că există niște dureri, mai ales la vârste avansate, care nu sunt rezolvate, așa cum ai spus tu, cu medicamente sau cum ai insinuat, sunt rezolvate prin alte mijloace. Și vă rog să mă credeți că sunt câțiva doctori în țara asta pe care îi respect și îi prețuiesc, sunt doctori tineri față de mine, la jumătatea vârstei mele, care au învățat în străinătate și care pot intra pe coloana vertebrală, care știți, când e osteoporoză, bucăți de vertebră apasă pe nervi și dau niște dureri înfiorătoare și oamenii nu se pot mișca, nu se pot mobiliza. Ei bine, acești artiști sunt în stare să intre, să refacă vertebra, să o lege, să o sudeze, în așa fel încât bolnav de 93 de ani, care nu se sculase din pat de 2 ani, după o săptămână de la operație, se scoală și se duce la baie. O să spuneți ce mare lucru că e în vârstă și este enorm pentru un om ca el să se simtă om, să poată să ducă singur la baie. Aceasta înseamnă calitatea vieții pentru acea vârstă. Exact, exact. Adică acest aspect, pe urmă, este poate celălalt aspect la care, de fapt, ar trebui să te invit eu pe tine și să te întreb aspectul calmării durerii în perioada terminală, când e vorba de paliație. Am scris odată într-una din cărțile mele despre cocktailul Brompton. Cocktailul Brompton este un cocktail care se dădea în Marea Britanie a celor bolnavi unde nu mai exista nicio speranță și mai aveau puțin, să spunem, până la sfârșitul vieții și ca să nu moară în chinuri, să nu moară în dureri, le se oferea acest cocktail care era un amestec la început, un amestec de morfine cu cocaină și care mai și avea... care, vă rog să faceți precizarea, nu însemna eutanasie. Nu, iar e cu tot altceva. Sigur, pentru că vorbim despre starea terminală. Invariabil și studenții noștri pun întrebarea, da? Când vorbim despre abordarea stării terminale la pacienții noștri, dar aveți dormicum? Da, nu, să fie foarte clar, deci eutanasia e un lucru. Sigur că da. Și e făcut cu anumite sigur. Legi și nu știu ce. Și înseamnă respectarea omului și a demnității umane până da, în ultima clipă. Eu, de pildă, spun așa, sigur. Aș vrea să fiu eutanasiat în momentul în care ajung în situația în care să nu mai, să devin legumă. Cât mă ajută neuronii, vreau să trăiesc. Nu? Spunea profesorul Haulic, că Dumnezeu să-l odihnească de la el, din sat, de la Ipatile, că ai trăi să fiu viu, când ai muri, mort să fiu. Sigur. Deci, cam așa ceva, nu mai umblu să mă chinui, că nu de moarte mi-e frică, de suferință, de degradare perfect, umană. De-aia spuneam, așa acel este. Cocktail, Brompton, asta însemna, pentru că spuneau cei de acolo și există scris, deci noi știam că el mai are câteva ore de trăit, dar din cauza ingredientelor de acolo, avea o senzație de bine și ne spunea la toți că se știe că se vindecă. Deci, că e o chestie intra de în demnitate. Da? De menținerea demnității umane. Exact. Și de intrare în acceptarea cu acel moment final. Mai da. Ușoară.
Sigur că da. Este. Deci asta este și de-aia spun, pentru că ca și medici avem plaja noastră de medicamente, dar nu suntem Dumnezei. Nu suntem Dumnezei. Se spune că singurii care se cred Dumnezei sunt chirurgii. Nu? Asta nu știu. Ci Dumnezeu nu crede că e chirurg, dar chirurgii cred că sunt Dumnezei. Dar, și noi, și ne întrebăm ce ar face ei chirurgii fără Dumnezeu. Noi nu suntem Dumnezei, folosim medicamente, dar când nu mai avem medicamente pentru tratamentul etiologic al bolii, nu înseamnă că trebuie să cedăm, să lăsăm pacientul în mizerie fiziologică și psihică. Trebuie să-l ajutăm și asta e ceea ce faci tu și te respect pentru asta enorm, pentru că în momentul în care această specialitate a apărut și s-a dezvoltat la noi, la început am pus și eu umărul la ea și sunt încântat că există astfel de oameni care își ajută semenii, pentru că... Pentru că mereu se mai poate face ceva. Papa Francisc a spus să mă ia Dumnezeu când vrea, dar nu în durere. Mi-e frică de durere. Deci atât avem și un papă în fruntea acestei cruciade de luptă împotriva durerii. Cu timpul poate o să avem și patriarhul, că știu că a suferit foarte mult și a prețuit ajutorul medical și atunci zic eu că mai devreme sau mai târziu trebuie să ne înțelegem aici, pentru că a existat un pic de diferent între mine și biserică. Am fost invitat la Trinitas, la Patriarhie, să vorbesc tot despre durere. Și acolo am avut o anumită tensiune, pentru că eu am spus că, practic, noi suntem cei care luptăm împotriva durerii, pentru că nu trebuie să acceptăm durerea ca plata păcatului și ideea este să sufere că a făcut păcate. V-ați gândit la copiii pe care îi doare ceva? Ce au făcut copiii? Deci asta a fost disputa mea teologică și până la urmă sigur că am căzut de acord cu toții că e creștinește să tratezi și sigur, să vindeci da. Dacă sigur, poți boala sigur. Sau măcar să îndepărtezi durerea. Sigur. Și iată că încetul cu încetul ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Dar asta nu înseamnă că nu putem să mai discutăm câteva minute spre deliciu celor care ne ascultă. Sigur că tema noastră centrală a fost durerea, prin care dumneavoastră ați făcut atât de frumos slalom și ne-ați încântat cu tot ce ne-ați expus. Până în acest moment, ați schimbat ceva în viața dumneavoastră? Din tot ce ați făcut? Dacă aș schimba... Da. Păi, v-ați gândit vreodată dacă ar trebui să reluați viața dumneavoastră, care a fost a început de devreme, ca și copil, ca și student, toată activitatea pe care ați făcut-o, slujba oamenilor. Ar exista ceva care ați vrea să schimbați? Sigur că teoretic ar trebui să spui, domnule, n-ar trebui să mă mulțumesc cu cât am făcut, ar fi trebuit să fac mai mult, să mă zbat, să reușesc. Nu. Eu sunt fericit. Aveți în față un om fericit. Un om fericit atât pentru faptul că a trecut printr-o școală bună. Eu zic că am avut o școală bună și o școală de medicină bună și o specializare bună în Statele Unite ale Americii. Deci pe linia asta am avut o carieră profesională care m-a dus până la urmă la nivelul de profesor cu o sincopă teribilă, adică din 1974, când am fost făcut șef de lucrări, abia în 1990 am ajuns conferențial. Se întrebau toți în străinătate când vedeau CV-ul. Era perioada aia în care doamna Ceaușescu n-a mai permis să facă angajări în învățământul superior. Dar am trecut și peste aia. Deci am avut până la profesor emerit, doctor Hormonis Pauza, cum se spune, și deci am rezolvat-o. Pe plan familiar am avut 63 de ani, o căsnicie fericită, m-am îndrăgostit din liceu, m-am căsătorit, așa cum am zis, la 20 de ani cu fata de care m-am îndrăgostit în liceu și care a fost alături de mine până acum 3 ani, timp în care am avut 2 copii care, iată că sunt, să zic așa, lansați în lume și lansați în lumea bună. Am și 2 nepoți care îmi zic Tintin, am obișnuit să-mi zic așa pentru că sunt, mie îmi zice Ostin, dar există un personaj
în lumea desenelor animate, care se numea Tintin, reporterul frenetic. Și sunt multe desene și filme. Și atunci am învățat să-mi spună Tintin ca să mă deosebească de celălalt bunic. Ei, și să vă spun la ce lucrez acum, pentru că, așa cum am zis, traseul meu e liniar, am scris peste 60 de cărți, peste 14 brevete de invenții. Unde să mă întorc? Ce să mai fac? Adică am făcut bine. Vă spun ce fac acum. Îmi scriu pentru nepoți partea de amintiri pe care am să vă rog să o citiți și voi când iese, pentru că nimeni nu își închipuie acum în secol, în mileniul al treilea, cum se putea trăi în Iașul anilor 1945-55, în Iașul bombardat 60%, în Iașul dezorganizat, în Iașul care nu avea nici magazine alimentare, nu mai vorbesc de cinematografie, de cofetării și așa mai departe. Și de ce am plecat la asta? Că m-a întrebat nepotul ăla mic. Mai Tintin, dar tu când erai copil, la ce canale de televiziune te uitai? La ce canale de televiziune te uitai? Și am spus, acum da, bine, las că vă scriu o carte și o să vedeți. Acum se vor uita și la aceste emisiuni. Sper. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru emisiunea, participarea în emisiunea noastră de astăzi și eu vă mulțumesc de invitație. Cu drag.